Salutare la toată lumea! Ștefan aici de la Proiecte Diverse DIY. Vorbim în filmulețul ăsta despre un releu pas cu pas sau electronic step relay, cum îi spun englezoii. E din seria 13 de la Finder și anume modelul. 13.91.8.230.4.0000 L-am și si conectat O să vă fac la sfârșit două scheme bloc Cum se conectează Se poate conecta Să avem întrerupătoarele pe nul sau pe fază Ambele variante Acum nu știu cât de legal sau de ilegal Este normal pe întrerupătoare pui Faza. Uh, nu știu dacă e valabil, aș spune o prostie, dacă nu știu, nu știu. Uh, deci releu pas cu pas, ce face? Uh, este alternativa la uh, circuitele, cap scară, uh, cap scară sau cap scară cap cruce cap scară unde punem mai multe. Uh, unde vrem să aprindem un bec, spre exemplu, din mai multe locații. Aici, teoretic, avem niște întrerupătoare care sunt montate în paralel. Avem nevoie doar de două fire, din doză în doză. Eu am pus 5, că doar a am. Aș fi pus mai multe, să pot pune N chestii. O să vă arăt și cum se conectează. Bine, e simplu. Avem uh, L1. Elul, doamne, faza, da? O vedeți din separator de acolo. n care vine de la n de aici, care alimentează și becul și partea, o parte din întrerupătoarele cu revenire, numai cu revenire avem întrerupătoare, da? Asta înseamnă întrerupător cu revenire, de unde ne dăm seama că întrebătoarele normale trebuie să se aprindă în jos. Da? E discuție lungă asta. Ok, și avem faza care pleacă la bec. Bineînțeles, capătul celălalt al becului e legat la nul și N. Ei trebuie și N plus partea de comandă care vine în întrepătorul cu revenire. Și în principiu putem să aprindem, avem becul acolo pe care îl vedeți jumate. Hai să dăm într-un fel să se vadă mai mult. A, putem să aprindem din mai multe locuri. Aprinde, stinge. Bineînțeles, aprindem, stingem. Aici avem 5, să pot monta mult mai multe. Da? Dacă e necesar un alt avantaj la... Uh, bine, nu-mi nu place ideea, am găsit-o și pe net. pune releu pas cu pas, cu întrerupătoare cu revenire, că face economie de conductori. I don't give a fuck. Face economie de un conductor. Wow! Sau de doi... De fapt, de unul și la cap Da, deci nu asta e ideea. Ideea e că e foarte comod de lucrat cu el și putem să punem întrerupătoare până ne plictisim. Întrerupătoarele practic și fizic, ele sunt în paralel. Sau butoanele cu revenire. Zise clasic întrerupătoare, că așa ne-am obișnuit. Ca și la conductor îi zicem fir. Da, e defect profesional, nu avem ce să-i facem. A, bun, o altă chestie. Deci v-am explicat, astea pot fi montate și pe fază și pe nul. Și nu avem decât un singur uh, conductor de mutat. Acum funcționează pe nul. Deschidem pănenea separatorul să nu facem buba. Voi nu faceți ca mine, băgați două fire în o clemă Vago. Ăsta rămâne nulul ca să se alimenteze releul în continuare. Îl vedeți aici. Îl băgăm și capătul celălalt de la întrerupător va veni pe fază și lucrăm ba pe fază, ba pe nul. Nu aș v-am zis să vă spun sau să vă recomand ce anume e mai interesant. Am pornit și va merge instant. O altă chestie foarte avantajoasă la asta, față de multe jucării smart, spre exemplu, asta nu e o chestie smart, o să vă prezint într-un filmet următor tot de la Finder o chestie smart de la Yesley. E, am lăsat am deschis circuitul în momentul în care îl închid lumina rămâne stinsă releul pas cu pas este în poziția off ați văzut la multe chestii smart în momentul în care, știi când s-au oprit că când vii acasă e becul aprins spre exemplu ceea ce mi se pare fact up în fine. O altă chestie. Să pot folosi pe o scară de bloc sau undeva unde n-ai nevoie de lumină. Releu are și o parte de temporizare. Acum merge pe releu pas cu pas normal. Mai are o parte care se numește RI și mai are o parte care se numește IT. Da? Și care se setează în felul următor de cele standard acum merge trebuie să-și apas butonul dar deci merge normal lăsăm tensiunea jos primul buton îl ținem apăsat și pornim tensiunea o să vedeți că beculețul lipocește de două ori A, dacă ați observat o chestie acolo care nu e normală, o să vă explic imediat. Bun. Acum am trecut pe funcția IT, care înseamnă tot releu pas cu pas, doar că lumina, dacă o lăsăm aprinsă, deci o putem aprinde, o putem stinge din același loc, o putem aprinde, o putem stinge din toate locurile, da? Fără probleme, dar dacă o lăsăm aprinsă, de la care buton preferăm noi, ea va merge 10 minute. Deci are o temporizare. După 10 minute se va stinge. Nu vă demonstrez în clipul ăsta treaba asta, dar funcționează, vă spun sigur. Care e foarte bună, nu știu, la o pe casa scării, deși să pun lumini cu senzor. Are fiecare funcție. O altă chestie întotdeauna la becul ăsta, în locul becului, cer scuze. Se poate monta un contactor să comandăm ceva mai mare sau mai multe lumini. Sau trei faze pe care punem trei șiruri de lumini. Deci sunt nelimitate funcțiile. Vorba bine, au și ele o limită. Bun. Ați văzut ce s-a întâmplat. Cum îl schimbăm după funcție pe alta. Ținem apăsat pentru 3 secunde. Pornim tensiunea și LED-ul aprins. prins. Da? Ce avem acum? Avem faza prin întrerupătoare. Acum s-a mutat pe funcția cealaltă. Da? Deci el, cred că mult mai bine ar merge cu nulul prin întrerupătoare. Hai să vedem dacă face la fel. Că de beculețul LED are o problemă. Dar de, de obicei, celelalte au probleme cu. când avem nulul prin întrerupător sau întrerupător cu LED sau beculesc cu neon, la mic 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 care îl aveți și la lampă. Ia să vedem. Ținem apasat. Uite, în poziția asta nu face. Valicării becul după 3 secunde. 2 și acum suntem pe funcția cealaltă. Da? Se poate monta cum considerați că e mai simplu. A, nu știu cât e de legal, acum să trecem doar cu nulul prin... Dar fi vorba de un releu și nu de o conectare clasică, s-ar putea să fie ok. Hai să-l stingem. Dăm tensiunea jos. și să facem o mică schemuță. Simplă, simplă. Ne trebuie și un pix. Să vedem ce pix găsim pe aici. Dacă tot suntem la Finder, uite, am găsit unul cu Yesli. Yesli, Yesli. Ok. Facem o schemă simplă. să dăm dumatale singur zoom. Și avem faza. Ce mai tare sunt la desen. Avem aici L sper că vedeți acolo N îmi desenăm releu aici exact cum e cu cu fața îl dau afară acum puțin răbdare ca să-l și vedeți să înțelegeți exact schema nu e mare lucru dar sunt mulți poate care n-au fost așa ceva ăsta este releu îl desenăm cât de cât să privit așa mai am un în la desen și aici avem una două trei patru conexiuni pe el care prima se numește 4 Cealaltă este alimentarea L. Partea de comandă de la buton și care e trecut cu 3 și N. Da? Până aici destul de clar. Bineînțeles, venim cu faza. la fază logica logicii cu n -u. la n asta este partea de comandă a da eu o să figurez unul aici un singur întrebător buton cu revenire. Bineînțeles, să pot pune în continuare, în paralel cu astea câte vreți, câte doriți și chestia asta de aici se duce la N. Da? Avem linia de N. În continuare aici putem să mai punem încă un releu, încă un releu, putem să alimentăm alte lumini, avem Faza nul, mergem în continuare. Da? Hai să mai figurăm unul aici să înțelegem mai bine. Deci, cât mai multe întrerupătoare, nu e cu atât mai bine că o să ajungem la 5 km de cablu. Bun. De aici avem lampa care se alimentează cu nulul de aici și care bineînțeles se duce la releu la 4 adică aici deci asta e cea mai grea schemă de conectare posibilă lumile bineînțeles că pot fi mai multe în paralel până la cât scrie păreleu că ține și anume 10 amperi. Dar acum, în situația asta, cum avem noi led nu este niciun fel de problemuță. Sper că s-a înțeles. Funcția lui e cea mai importantă. Există milioane de module. Eu pe asta, vi le recomand, sunt cele mai bune. Rezistă cel mai mult în timp. Când e vorba de releu n ce să spui altceva în afară de Finder. Și da, Finder să citește. Da. Uite și pe asta scrie Finder. Da, oameni buni, cam asta la filmulețul ăsta. Sper că am acoperit cam tot ce trebuie. Sper că s-a înțeles ceva, sper că învățați ceva. Mulțumesc mult că vă uitați la mine. Ne vedem la filmulețul următor. V-am pupat!